Stimată asistență, astăzi Curtea de Conturi va examina în ședință două rapoarte de audit care au fost alcătuite încă în luna decembrie 2015. A trecut mai mult timp, dar oricum trebuie să luăm decizie pe marginea acestor rapoarte. Deci este vorba despre raportul auditului situației financiare ale subprogramelor politici ale managementului în sectorul sănătății, în aparat central al Ministerului Sănătății și programe naționale speciale de sănătate privind activitățile de control al tutunului. Curtea este deliberativă, raportor va fi doamna Violeta Guțu. Vă rog. Îmi cer scuză, aveți propuneri la ordine de zi astăzi? Da, domnul Mundian. Deci propun includerea în ordinea de zi a proiectului hotărârii pentru aprobarea modificărilor și completărilor în regulament cu privire la constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern. Asta e propunere. Oricum o discutăm. În includerea în ordinea de zi o să discutăm chestiunea 2. Mulțumesc. Doamna Guțu, vă rog. Mulțumim. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată asistență. Potrivit programului activității de audit al Curții de Conturi pentru anii 2016 și 2017, Direcția Generală a Auditului Sectorului Social a realizat auditul situațiilor financiare ale două subprograme din cadrul proiectului Modernizarea Sectorului Sănătății în Republica Moldova, întocmită la 31 decembrie 2015. De asemenea, misiunea de audit a fost inițiată și efectuată în condițiile prevăzute de acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului menționat, semnat la 11 iulie 2014 și ratificat prin legea numărul 35 de 19 martie 2015. Rezultatele auditului sunt reflectate și prezentate spre audiere și aprobare în ședința de azi. Potrivit standardelor internaționale de audit aplicate de Curtea de Conturi, echipa de audit a comunicat Ministerului Sănătății constatările și recomandările de audit și entitatea nu a avut obiecții, în raport fiind expuse cele mai semnificative, atât cantitativ cât și calitativ. Reforma în domeniul sănătății a fost inițiată în anul 2008 și are drept scop dezvoltarea unui sistem modern de sănătate și performant, ameliorarea și promovarea sănătății populației țării, precum și reducerea inechităților în utilizarea și distribuirea serviciilor de sănătate. Pentru asigurarea implementării politicilor strategice în sectorul de sănătate și realizarea proiectului Modernizarea Sectorului Sănătății în Republica Moldova, Guvernul a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un credit alocat ca suport financiar la bugetul de stat în mărime de 20 milioane drepturi speciale de tragere, la momentul semnării acordului echivalentul la 30,8 milioane dolari SUA, pe un termen de 5 ani. Pentru realizarea obiectivului programului, au fost stabilite 5 subprograme, Ministerul Sănătății fiind responsabil de implementarea de a două din acestea, și anume politici și managementul în sectorul sănătății, și care rezumă cheltuielile pentru întreținerea aparatului central al Ministerului Sănătății și programe naționale speciale de sănătate, realizarea activităților indicate în Programul Național privind controlul tutunului. Retragerea fondurilor de finanțare ale programului are loc în baza rezultatelor realizate de Ministerul Sănătății, fiind măsurați prin indicatorii legați de bursare. În anul 2015 a fost realizat indicatorul aferent aprobării Strategiei Naționale de Sănătate revizuite, care include măsuri de raționalizare spitalicească și au fost debursate 678.000 drepturi speciale de tragere, echivalentul a 930,3 mii dolari SUA. Scopul misiunii de audit a constat în obținerea unei asigurări rezonabile în ceea ce privește faptul dacă situațiile financiare ale subprogramelor menționate, întocmite la 31 decembrie 2015, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă, iar operațiunile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare. Cheltuielile executate de Ministerul Sănătății pentru anul bugetar 2015, în scopul realizării subprogramului Politici și Management în sectorul sănătății,
au constituit 10,7 milioane lei, iar cheltuielile efective 10,8 milioane lei. Cele mai semnificative au fost cheltuielile de personal și cheltuielile aferente plăților pentru mărfurile și serviciile achiziționate, fiind urmate de transferurile către populație. Analiza de audit a documentelor privind planificarea bugetului aparatului central al Ministerului Sănătății relevă că entitatea a admis nerespectarea unor prevederi ale cadrului de reglementare prin operarea modificărilor la articole de cheltuieli, fără a indica alineatele aferente acestora. Aceste circumstanțe nu au oferit atât managementului cât și auditului posibilitatea de evaluare a respectării nivelului de executare a cheltuielilor în raport cu cel planificat, precum și a corectitudinii planificării mijloacelor financiare necesare. Verificarea de către audit a corectitudinii calculării, achitării, reflectării în evidența contabilă și raportării cheltuielilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală nu a identificat nereguli semnificative. Totodată, cheltuielile aferente retribuirii muncii au fost raportate eronat, întrucât la aliniatul alte plăți bănești au fost incluse cheltuielile pentru achitarea indemnizației unice funcționarilor publici la demisionare în sumă de 31,7 mii lei, care urmau a fi raportate la articolul transferul către populație. La capitolul cheltuieli pentru plata mărfurilor și serviciilor, auditul a constatat unele deficiențe și neconformități, în special suportarea cheltuielilor nejustificate, deficiențele controlului intern, cât și consultarea ambiguă de către Ministerul Finanțelor, care au determinat raportarea eronată în sumă de 204,6 mii lei, ceea ce constituie circa 2% din totalul cheltuielilor raportate. Cele mai relevante aspecte sunt insuficiența activităților de control intern aferent achizițiilor publice a determinat planificarea neconformă a necesităților pentru perioada de gestiune auditată cu realizarea cheltuielilor neprevăzute și aplicarea incorrectă a procesului de achiziție. Astfel, au fost efectuate achiziții de bunuri și servicii fără a încheia contracte cu agenții economici în sumă de 41,5 mii lei, iar suma contractuală stabilită pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor a fost depășită cu circa 19 mii lei. De asemenea, insuficiența activităților de control privind decontările cu debitorii și creditorii a determinat majorarea avansurilor și utilizarea neregulamentară a mijloacelor financiare în sumă de 43 mii lei prin achitarea de două ori a unora și acelorași facturi. Neregulamentar au fost înregistrate în evidența contabilă și raportate unele cheltuieli confirmate prin bonuri fiscale, care legal nu reprezintă documente primare de ținere a evidenței contabile. Au fost raportate eronat unele articole și aliniate de cheltuieli în sumă de 200 mii lei. În acest context, suma respectivă constituie cheltuieli pentru achiziționarea mijloacelor fixe, care urmau a fi raportate la articolul 242, procurarea mijloacelor fixe, întrucât la acest articol se reflectă cheltuielile pentru procurarea mijloacelor fixe ale căror termen de utilizare depășește un an. De menționat că înregistrările respective au fost efectuate în baza scrisorii Ministerului Finanțelor, care a indicat autorităților publice neoperarea modificărilor la repartizarea alocațiilor bugetare. Referitor la avansurile acordate, se consideră oportun de a recomanda suplimentar Ministerului Sănătății să desfășoare activități de analiză și control, ceea ce nu ar admite pe viitor transferarea neconformă a mijloacelor financiare sub formă de plată prealabilă. Evaluarea de către audit a respectării prevederilor normative privind delegarea salariaților a stabilit că au fost achitate diurna și cheltuielile de cazare pentru o persoană care nu era angajată a Ministerului Sănătății în sumă de 17,9 mii lei. Prin urmare, aceste cheltuieli nu sunt justificate și au denaturat raportul financiar. Urmarea verificării indemnizațiilor la încetarea raporturilor de muncă, auditul a stabilit că la eliberarea din funcție a două persoane cu funcție de demnitate publică au fost achitate către două salarii medii, pe când, potrivit reglementărilor în vigoare, urma să le se achite către două salarii de funcție. Circumstanțele respective au determinat efectuarea și înregistrarea unor cheltuieli nejustificate în sumă de 6,6 mii lei. Cheltuielile aferente indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului au fost raportate în deplină măsură și nu conțin denaturări.
Urmarea analizei informațiilor privind implementarea sistemului de management financiar și control. S-a constatat că Ministerul Sănătății este la etapa inițială și dispune de rezerve la implementarea acestora. De asemenea, se consideră necesar de a eficientiza activitatea serviciului de audit intern, prin întocmirea planurilor de acțiuni la acest capitol și efectuarea misiunilor de audit cu oferirea recomandărilor de îmbunătățire a proceselor auditate, precum și urmărirea implementării acestora. Activitățile desfășurate în scopul colectării probelor suficiente și adecvate au permis auditului obținerea unei asigurări rezonabile pentru a exprima opinia cu rezerve privind raportul financiar al subprogramului politic și managementul în sectorul sănătății la aparatul central al Ministerului Sănătății, întocmit la 31 decembrie 2015. Rezervele la acest capitol sunt expuse în baza opiniei de audit. Referitor la realizarea activităților aferente subprogramului Programe Naționale Speciale de Sănătate privind activitățile de control al tutunului, auditul a constatat că acestea se efectuează cu unele abateri de la termenii stabiliți inițial. Aceste circumstanțe au fost motivate de minister prin ratificarea întârziată a acordului de finanțare și aprobarea unor acte legislative și normative în anul 2015 cu intrarea în vigoare în anul 2016. Inițial, evaluarea gradului de realizare a indicatorului stabilit, prevalența fumatului la adulți comparativ cu situația inițială privind fumatul, care se rezumă la diminuarea ratei fumătorilor pentru perioada programului, cu 1% pentru anul 2016 și 2% pentru anul 2018, urma a fi efectuată și în anul 2016. Reieșind din circumstanțele menționate, termenul a fost modificat la propunerea Ministerului Sănătății, fiind coordonat și aprobat de Banca Mondială, realizarea studiului cu evaluarea indicatorilor urmând să aibă loc doar în anul 2018. Astfel și finanțarea acestui indicator urmează a fi efectuată în anul 2018, întrucât potrivit clauzelor acordului de finanțare, debursarea se efectuează în baza rezultatelor evaluării. Reieșind din faptul că perioada de finalizare a acordului este 30 martie 2019, auditul consideră oportun necesitatea evaluării pe parcursul anului 2017 de către Ministerul Sănătății a riscurilor aferente, ceea ce poate determina nedebursarea și nevalorificarea mijloacelor financiare în sumă de 2,6 milioane drepturi speciale de tragere, echivalentul la 4 milioane dolari SUA la momentul semnării acordului, cu elaborarea măsurilor și acțiunilor de atenuare a acestora. De menționat că auditului au fost prezentate ordinele Ministrului Sănătății cu privire la implementarea proiectului Modernizarea Sectorului Sănătății în Republica Moldova pentru anii 2016 și 2017, care stabilesc acțiunile, subacțiunile, termenii, subdiviziunile responsabile și indicatorii aferenți. Totodată, se consideră oportun de a include în aceste planuri de acțiuni și indicatorii de performanță și rezultatele scontate aprobate în Programul Național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016. De asemenea, la acest capitol, auditul a recomandat elaborarea pentru perioada implementării proiectului a acțiunilor, după caz măsurabile, concrete, de monitorizare, evaluarea riscurilor, raportare și control asupra activităților prevăzute pentru realizarea programului Modernizarea Sectorului Sănătății. Ținând cont de deficiențele identificate, auditul a înaintat recomandări Ministerului Sănătății, care au fost discutate și coordonate cu entitatea, astfel încât să fie clare, realizabile și să aducă plus valoare activității desfășurate. Totodată, Ministerul Sănătății a prezentat echipei de audit 3 somații, prin care se solicită restituirea în mod benevol a sumei de 24,5 lei achitate neconform. Vă mulțumesc pentru atenție! Da, mulțumim și noi, doamna Violeta. Cine din membrii curții au întrebări la raportor? Nu aveți, vă rog, luați loc. Mulțumim. Da, haideți acum, o să trecem la dezbateri. Dar mă interesează domnul Savin și domnul Gudumac. Cineva reprezintă? Sunteți dumneavoastră, da? Ok. Haideți, doamna Serbulenco, dumneavoastră, vă rog microfonul
și toți care o să vorbească să ții cont că microfonul când vor, că toți care o să vorbească să ții cont că microfonul când vor, când este conectat, camerele de vedere stau pe dumneavoastră. Dacă sunt conectate două microfoane, camerele nu prea înțeleg la cine să uite, de aceea, ca să nu fie concurență între camere, vă rog pe rând să vorbim, bine? Mulțumesc. Doamna Serbunenco, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua, mulți stimați membri ai Curții de Conturi. Ministerul Sănătății aduce întâi de toate mulțumiri pentru evaluarea efectuată de către angajații Curții de Conturi în Ministerul Sănătății. Vreau la început să zic faptul că Ministerul Sănătății a luat în calcul absolut toate acele recomandări pe care le-am avut. În contextul lor, am elaborat un plan de acțiuni pentru remedierea situației care a fost depistată, dar totodată s-au luat în calcul toate recomandările, astfel ne-am străduit chiar să punem într-un tabel vis-a-vis de toate astăzi, nu știu dacă domnul Ursache a reușit deja să vi-l prezinte, însă noi am făcut în cadrul tabelului conținutul tuturor constatărilor pe care le-a scos în evidență Curtea de Conturi, recomandările și pe fiecare recomandare, acțiunile concrete și cu termenii de referință pe care Ministerul Sănătății se obligă să le execute. La fel cu responsabil și cu termenii de referință. În contextul ăsta, pentru anul 2017, mai puțin mă voi referi la Ordinul Ministerului Sănătății pentru implementarea deci a proiectului modernizare sectorului sănătății pentru anul 2016, mai mult mă voi axa pentru anul 2017, a fost elaborat deja ordinul și aprobat la data de 23 ianuarie, ordinul 46 cu privire la implementarea operațiunii modernizarea sectorului sănătății din Republica Moldova. Și aici putem să vă-l prezentăm, unde toți actorii Ministerului Sănătății și-au luat angajamentul contra semnătură. Și avem un plan detaliat de implementare a tuturor prevederilor. Ce ține de plata nejustificată a funcționarilor publici, dumneavoastră deja, doamna raportor, ați menționat despre trei somații pe care Ministerul Sănătății le-a înaintat. Avem deja acordul a două persoane, adică doi ex-viceministri care binevol vor returna banii în Ministerul Sănătății. Ce ține de a treia persoană, vom recurge în conformitate cu toate actele normative până la epuizarea lor. Și ce ține de proiectul modernizarea sectorului sănătății, aș mai fi vrut să adaug, dincolo de faptul că a fost menționat că Ministerul Sănătății își propune cu suportul partenerilor externi pentru realizarea studiului STEPS, care îl vom pune pe rol de activitate în anul 2018, ca să nu așteptăm sau să nu punem la risc acei indicatori pe care ni i-am asumat, pe parcursul anului 2017, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, vom face studiul CAP, care ne va arăta, adică în ce direcție merg implementarea indicatorilor și la fel vom avea și o evaluare la mijloc de termen a proiectului, care ne-l propunem la fel să-l realizăm pe parcursul lunii august. Ce ziceam de studiul CAP îl vom realiza în vara anului 2017. Astfel, ca consecință a evaluării și studiului CAP realizat, vom vedea dacă va fi necesar de a modifica careva indicatori, de a extinde sau ne încadrăm în acei termeni pe care ni i-am asumat. În linii generale, atât am vrut să spun, domnul președinte. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamna Serbulencu. Domnul Sachi, dumneavoastră, să adăugați ceva. Ne interesează cheltuielile nejustificate, 2% din suma totală.
Domnul președinte, stimați membri ai curții, referitor la cheltuieli nejustificate, aș vrea să spun că la perioada, la momentul de față, în cadrul direcției a fost implementat sistemul informațional de evidență contabilă, care nu a fost până în anul 2016. Programul ne permite o monitorizare continuă a tuturor cheltuielilor, atât a devizului, atât a cheltuielilor efective și de casă executate, inclusiv și a datoriilor debitoare și creditoare. Cu cheltuielile care au fost făcute, nu cum pot spun că le-am făcut eu, mă rog că n-am un an de zile de când sunt în funcție, a fost o perioadă din urmă, noi am luat act de constatările puse și vom întreprinde toate măsurile ca să fie evitate pe viitor. Vă mulțumesc, dacă dumneavoastră ar fi fost în funcție, întrebarea noastră ar fi sunat altfel și recomandările tot, dar asta este... Bine, membrii curții, vă rog întrebări. Domnul Urzachin, în fața noastră sunt cele măsuri ce urmează să le întreprindeți pentru a evita toate cele riscuri posibile care pot fi în viitor și anume pe parcursul activității noastre. Și dacă ne uităm noi la punctul 3.2, noastră ați menționat că acțiunea viitoare veți supraveghea permanent și mai sunt așa trei de așa gen, supraveghere permanentă. Eu vă propun ca dumneavoastră, ori cu echipa, ori separat, revedeți această măsură, această acțiune, fiindcă nu este justificată și nu va diminua acele riscuri care pot fi în viitor de plăți duble, de planificare incorrectă, apoi la partea de achiziții, prezentarea facturilor. Eu vă rog să revedeți aceste acțiuni din acest plan și după aceea definitivați ultima variantă a planurilor de acțiuni deja coordonată cu echipa de audit, fiindcă echipa tinde spre realizarea recomandărilor să aducă o plus valoare. Iar o supraveghere permanentă trebuie dumneavoastră să o descriți foarte bine cum veți supraveghea anume acele activități care pot evita riscurile care au fost depistate de către echipă. Vă rog, doamna Marina Coval. La mine o întrebare la Ministerul Finanțelor. Spuneți, vă rog, cum a fost finanțate prin conturile trezorii reale achiziții de bunuri și servicii fără a încheia contracte, că să nu fie încheiate contracte cu agenții economici, luând în considerație că suma a fost aproximativ 10.000, mai mult de 5.000, mai mult de 9.000, asta prima întrebare. Și a doua întrebare, cum au fost finanțate prin conturile trezorii reale și avansurile? Tot e pentru agenții economici, în volumul de 43.000 lei. Vă rog să o prezentați. Unde controlul de bani de trezorerie? Bună ziua, Lilia Zahar, cu șefa secției metodologie evidenței contabile în sistem bugetar. Țin să vă informez că nu țin nimijlocii de activitatea mea și nu pot acum să vă răspund. La întrebarea dumneavoastră, dar o să transmit conducerii și o să răspundem suplimentar la întrebarea dumneavoastră. Da, vă mulțumesc că înseamnă dumneavoastră vă documentați și da. În scris informați membru curții pe doamna Marina Coval. Da, bine. Vă mulțumesc, doamna Coval. Alte întrebări? O simțiți suficient deja, da? Pentru mine deja tot e clar, mersi. Petru Rotaru. Președinte, stimați invitați, am o constatare. În primul rând, am o senzație că dumneavoastră n-ați citit raportul. Din moment ce ați venit ca reprezentant al Ministerului de Finanțe, probabil trebuia să-l citiți, să vă documentați, să aveți un răspuns. Asta că observați. Ori noi venim la ședințele de plen ca la număr, sau cum spuneți? Cu trecut timpul când venim la număr. Adică am venit să punem o bif că este Ministerul de Finanțe. Deci asta e o constatare și probabil... Pe viitor când se transmite, de fapt, conducerea, pe viitor când vin aici, să vină persoana care e vizată în raport și poate răspunde exhaustiv la întrebările pe care sunt în raport. Și întrebarea a fost către Ministerul, către Trezorerie, cum au admis cheltuielile achitate în avans
adică ce proceduri de control intern, dar exact aceeași întrebare și la entitate. Ori ăsta este un truc pe care îl folosești contabil la sfârșitul anului pentru a-și avansa niște cheltuieli care sunt în luna ianuarie, sau de fapt a fost o scăpare? Mulțumesc. Contabilul care gestionează. Mulți taxe sunt cel mai mare din contabil aici, vă rog. După părerea mea, cred că a fost, ca să fac, o rezervă de combustibil pentru prima și a doua lună a anului, adică până să fac achizițiile, mă rog, deja pe anul acesta se exclud din faptul că achizițiile deja sunt făcute. Dar părerea mea că a fost o rezervă pentru luna ianuarie, până să petreci procedura de achiziții, ca să nu stopăm activitatea ministerului. Doamna Covale. Bine, dar opinia mea e cam să diferă de opinia dumneavoastră. Luați în considerat, chiar dacă nu o să luăm datele care au fost înaintate de auditori, de 3 ori a fost achitată o factură de 3.334 de lei. A fost achitată pe 22 septembrie, 29 septembrie și pe data de 23, a 10, 2015. Mai mult ca atât. La 1 ianuarie 2015 a fost format un sold din volumul 25.5 lei și practic tot ce este legat, adică tot ce este legat cu Petromul, în luna august abia deja dumneavoastră ați luat marfa pe 25.000. Petrolul, da. Practic, dumneavoastră ați avansat agenții economici pe 25.000 de lei și asta a fost în fiecare an până anul 2016, așa am înțeles, de la auditori. Și în cazul dat, conform legii 181, articolul 80, acum deja inspecția financiară trebuie să vină la dumneavoastră și să face un proces verbal cu privire la achitarea dobândă la bugetul de stat. Da, este constatare. Mulțumesc, domnul Rotaru. Gata. Dumneavoastră, doamnă Cunețchi, nu aveți. Prin face o generalizare, este acțiuni care au avut loc acum 2 ani în urmă aproape. Vreau să vă spun că noi vrem să ducem la bun sfârșit tot ce a fost până acum, a avut loc să fie o continuitate. Noi puțin ne-am schimbat opiniile și activitățile față de audit. Noi am pus pentru anul 2017 principalul pilon sau punctul strategic al nostru să fie finalitatea și impactul. Vreau să vă spun că noi deja în nouă componență am mers la misiuni de audit în instituții în care deja 4 persoane sunt arestate și sunt 8 dosare penale. Noi puțin am schimbat accentele. Vreau să vă spun eu, ca să fiți precauți atunci când este vorba de banii publici. Noi să ducem până la bun sfârșit orice misiune care o să inițiem, o să ducem până la bun sfârșit și mai mult vreau să vă spun că cred că o să începem să punem în aplicare și codul contravențional, fiindcă am examinat foarte bine ceea ce înseamnă recomandările curții de conturi, constatări și găsim că marea majoritate a lor nu sunt îndeplinite. Chiar dacă este codul contravențional care prevede sancțiuni pentru cei care nu îndeplinesc aceste lucruri. Vă spun acest lucru ca să știți pentru viitor că o să încercăm puțin să ridicăm nivelul curții pentru a proteja banii publici. Doar un singur scop avem. Noi suntem de veghe la cum se cheltuie banii publici și o să facem acest lucru fiindcă de la noi se cere acest lucru și noi suntem vegheați de către Parlamentul Republicii Moldova și prezentăm rapoarte anuale cum ne descurcăm noi în aceste condiții. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Recomandările care noi astăzi o să le adoptăm, o să le trimitem dumneavoastră. Curtea se retrage în deliberări. A fost, cred, prima ședință care durează 20 de minute, dar așa a fost să fie. Eu vă doresc succes și aveți grijă că de la dumneavoastră se cere multe. Acum. La revedere!